Vă asigur că proiectul dumneavoastră legat de monumentul mamei este deja început. Vom iniția noi în calitate de misiune diplomatică. Am uitat ce spun un lucru. Știți, acolo îmi umblam eu persoana, nu persoana așa, cu frații mei și ce așa. Mă rog, dar... Dați-mă de cameră, lasă-mi să schimb eu stilul. Acolo ceream și număr de poamnă, dar nici cent pentru că am avut. Mă scuzați că am paradez așa. Vă invit, domnule profesor, să inițiem toate formalitățile. Dacă aveți deja vizele luate de la autoritățile ucrainene, atunci ieșim. Totul este în număr, vă-ți banișoare. Vă invit miercurea viitoare să lansăm și cărțile dumneavoastră și să discutăm despre acest proiect, pentru că este foarte frumos. Cred că impresionează orice suflet și mai neîmpăcat. Și vă asigur că sprijinul nostru. Hai, îl invit de asemenea și pe domnul Nicolae Nicolovici să ne spună două cuvinte despre carte și despre cercetarea făcută împreună. Eu prea mult. S-a spus tot ce s-a putut spune despre această carte. Singurul care l-am propus e să caut în comune, în județ, măsura cunoștințelor relațiilor, să identific persoane care au bunici, străbunici, care nu știu a lor și prin bunicilor să îi descoperim și să le spunem măcar atât. Bunicul tău a fost arestat, dus și nu mai am murit în condițiile astea. E o împăcare. Ghilimele, dacă poate fi, e o mulțumire sufletească, pentru că știu și eu bunicul meu sau străbunicul unde a dispărut. Că mulți nu știu unde a dispărut. A dispărut și gata. A doua problemă, poate nu-i legat de carte, nu-i legat de ce spune acolo. Tot vorbim de departamentul ăsta. Mi s-a pus mie parte așa pe suflet, de la o activitate comemorare Eminescu. Dom'le, ceva fantastic. Vinit un autocar mare de la București. Personalități, nu? Și-a dat niște medalii. Mă rog, onorifice, nu? Gestul ca atare. Cine n-a fost băgat în seamă, în ghilimele, și n-a primit nimic? Președintele Societății Eminescu cel Nou. A fost extraordinar. Am rămas deosebit de încântat. Lucru care, mă rog, prin natura relațiilor și asta, am stat de vorba la Carmen Andronescu. I-am explicat și s-a uitat la mine și zic, nu vreau răspund. Așa, ca idee. Asta este. Așa și acum cu banii. Toată lumea dorește bani. Proiecte sunt multe. Proiecte sunt foarte multe. Banii sunt foarte puțini. Dar pentru Bucovina, pentru românii de aici, nu discutăm, asta nu e diaspora. Atenție, nu facem confuzie. Diaspora, diaspora, aici nu facem confuzie, aici este altceva. E pentru cei de aici, ar trebui sprijinit mai mult ca diaspora și aia, nu, nicio problemă. Dar proiectele care se fac, și am mai spus-o, spun cu cunoștință de cauză, fiindcă încerc acum să vedem, poate reușim ceva cu doamna, să vedem. Proiectele care se fac ating mai multe societăți să se grupeze, și să dăm bani pentru o societate să facă un lucru. Anul ăsta facem ceva, la anul facem altceva. Eu am discutat singura problemă, și de vin la carte, ca să fie cunoscută, trebuie atrași de partea noastră preoții. De ce? La biserică, duminica, la slujbe, ei au toată
comuna aproape. Și poate face lobby această carte și pe mine știu o dată pe lună, o dată pe săn mă duc în comuna aici, dar el e permanent acolo.